Bun găsit, doamnelor și domnilor, la tema zilei, o ediție specială, dacă îi putem spune așa, a temei zilei, pentru că ne aflăm chiar în primăria Sibiului, locul în care în curând liderii europeni vor discuta și vor căuta răspunsuri la chestiuni arzătoare ale momentului pentru Uniunea Europeană. Invitata mea este primarul orașului Sibiu, doamna Astrid Fodor. Doamnă primar, mulțumim că ne găzduiți aici, într-o sală, să-i spunem, cu totul și cu totul specială, și vă rog să ne explicați de ce este atât de specială sala aceasta pentru summit. În primul rând vă spun bună seara și mă bucur că sunteți în seara asta aici la noi în primăria Sibiu. Este o sală specială, este sala în care președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, va purta discuțiile bilaterale în funcție de necesități. Am mai menajat astfel de sel pentru toți liderii Parlamentul European, a Comisiei Europene, a Consiliului European, fiecare are o astfel de sală la dispoziție, plus încă 5 sel în care președinții de stat sau de guvern pot purta discuții bilaterale. În afară de sala unde se vor întâlni cu toții, dacă doresc să poarte discuții bilaterale, între patru ochi, se pot retrage. Pentru că, se știe, este un summit informal, asta înseamnă că, dincolo de întâlnirea oficială, care va avea joi, liderii europeni vor avea prilejul să discute tête-à-tête sau în diferite formate și, fiind niște discuții mai libere, e nevoie și de spațiile adecvate. Este nevoie de un spațiu mai intim pentru astfel de discuții. Doamna primar, Sibiul are experiența de a fi fost capitală europeană, deci organizarea, să-i spunem, este o obișnuință a celor de aici. Totuși, o reuniune de asemenea nivel nu s-a organizat în România și aș vrea să vă întreb cât de dificil a fost pentru autoritățile de aici să pună la punct tot ceea ce este necesar pentru ca summitul să se desfășoare în bune condiții. Acum, organizarea summitului este o mare diferență față de ceea ce s-a întâmplat la capitală cultural. Acolo au fost evenimente care s-au desfășurat pe parcursul unui an întreg. Aici totul se concentrează pe parcursul unei zile. Și tot ce cât am muncit și tot efortul care l-am depus va fi pentru ziua de 9 mai, când este ziua summitului. A fost și este un efort, dar să știți că cu toți am lucrat cu plăcere. Toată echipa din primăria Sibiu, care am fost implicați în problemele de organizare, că bineînțeles nu toți angajații au tangență cu acest subiect, dar toți cei care au fost implicați au făcut-o cu mare plăcere și abnegație, stăteau de dimineața până seara și pe acum stau de dimineața până seara ca toate lucrurile să meargă bine. Știți, de regulă, știind că aici vin personalități, oameni puternici ai lumii, ne așteptăm să aibă și cerințe speciale. A fost cazul, v-ați confruntat cu cerințe, să-i spunem, mai greu de îndeplinit? Sau? Nu am niciun fel de cerință specială. Am câteodată senzația că liderii Europei sunt oameni mai normali decât mulți cetățeni care zic ei că sunt cetățeni normali și obișnuiți. Sunt fără aluri, fără... Deci, nici numai, adică eram convinsă că nu vor fi niște solicitări speciale, cunoscându-i și urmărindu-le activitatea, urmărindu-le aparițiile publice, mi-am dat seama că sunt oameni la locul lor. Presupun că cea mai importantă provocare o reprezintă asigurarea bazei, securitatea locului. Este cea mai importantă. De această problemă nu se ocupă primăria Sibiu, bineînțeles, sunt serviciile specializate din care pe parcurs inițial zona de restricție, de că se tot vorbește de zone de restricție. Da, cetățenii Sibiului, dar și turiștii și ceilalți care sunt în oraș în aceste zile, la ce restricții trebuie să știe că... Sunt restricții, dar restricțiile sunt în zona istorică. Este și absolut normal. Noi suntem un oraș de mărime medie, aici suntem într-o zonă medievală, străzile sunt înguste, și trebuie să fie luate niște măsuri speciale. Noi nu avem niște bulevarde largi unde poți să parchezi. Aici trebuie să stea și mașinile ISU. Normal că parcările trebuie să fie libere, plus străzile sunt ele înguste. Nu încap două rânduri de mașini pe ele. Deci în zona centrală, în zona istorică, străzile vor fi, parcările vor fi închise. Va fi restricționat pe anumite străzi accesul cetățenilor, dar am fost surprinsă că tot aud pe toate posturile că este restricționat
restricționat accesul cetățenilor. Nu este restricționat. Chiar vreau decât să vă întreb, parțial. Cetățenii, deci este... în momentul în care liderii europeni vor veni și știu că există o întreagă regie, da? Așa, se vor plimba, sigur, spuneți-ne dumneavoastră, da, prin piață vor veni. Da, ei vor veni de pe șoseaua Alba Iuliei, da? Și intră pe Bălcescu. Intră deci în piața mare. Intră pe bulevardul Bălcescu, pe strada asta centrală și vin în piața mare. În piața mare oprește aici mașina din care coboară președintele sau cancelarul, depinde cine este, și în spatele mașinii se află și mașina cu delegații, că fiecare președinte este însoțit de o delegație. Și cetățenii, oamenii obișnuiți vor putea să-i vadă pe acești lideri? Oamenii obișnuiți pot să intre pe Bălcescu dacă intră pe filtre. Sunt deci filtre. Vor fi niște filtre de acces, sigur, în piața mare și vor putea să-i vadă pe viu, nu doar la televizor? Sigur că da, pot să-i vadă pe viu dacă doresc, poate să vină pe zona Bălcescu, pe zona pietonală, deci nu peste tot este acces restricționat. Sunt doar anumite zone unde accesul este restricționat și de asemenea am auzit chiar înainte de a veni pe un post că nu se vorbește de restricțiile în trafic și eu vreau să fac o precizare. Chiar pe site-ul primărie am instituit un buton special unde intri și scrie restricții în trafic pe timpul summitului. Deci e foarte simplu. Cine vrea să se documenteze, poate, dar trebuie să vrei să te documentezi. Ce înseamnă pentru orașul Sibiu acest summit din punct de vedere economic, din punct de vedere al expunerii? Și aș vrea să vă întreb, în acest moment, mai există vreun loc de cazare în Sibiu? Nu, nu mai există niciun loc de cazare în Sibiu. Sunt ocupate și locurile de cazare din orașele care ne înconjoară, de exemplu, pentru summitul tineretului care are loc în data de 8 mai la Sibiu. Toți tinerii au fost cazați la Alba Iulia, pentru că nu mai aveau locuri de cazare în Sibiu. Deci ce înseamnă, mă întrebați, este un moment istoric. Suntem pentru o zi, Sibiul este capitala Europei și cred, deci ce poți să-ți dorești mai mult? Da? Este Sibiul capitala Europei, dar vă auzeam cândva spunând că summitul nu este doar al Sibiului, este al întregii României și o oportunitate pentru liderii europeni să treacă, să vadă România și dincolo de politică. Da, categoric. Summitul nu este summitul Sibiului, este summitul României și din acest motiv cred că cu toții ar trebui să vedem partea pozitivă a summitului și să nu tot încercăm să vedem ceea ce nu este în regulă, să tot suplinem părțile negative. Din contră, este un moment în care putem să ne prezentăm așa cum este România, frumoasă, cu orașe frumoase, cu o cultură bogată, cu o istorie bogată, cu... deci tot ce avem de mai frumos, cu un patrimoniu imobiliar superb. Sibiul este a României, Sibiul nu este a unei alte țări. Deci nu știu de unde pornește de multe ori această, un fel parcă simți o aversiune de ce este summitul la Sibiu, dar unde se află Sibiu? Nu se află în România, se află în inima României. Eu așa văd problema. Spuneți-ne, vă rog, ce le puneți la dispoziție sau ce le oferiți celor care vin, și șef de stat, dar și delegațiilor, jurnaliștilor, traducătorilor, ce oportunități le oferiți pentru a descoperi România? Acum, de fapt, ei au o zi la dispoziție și cei care nu pleacă au și ziua de 10 la dispoziție. Noi, în primul rând, ne-am gândit să creăm o seară specială. O seară specială pentru cei care rămân în Sibiu, dar și pentru sibieni care, tocmai pentru că au suportat niște restricții, să se bucure. Deci vom organiza concert în Piața Mare, întâi un concert de muzică folclorică și după aceea un concert cu muzică pop, de sunet și lumini și cu toată veselia care o implică, un concert Adelie, care eu sper că și televiziunea română, chiar azi am făcut o ofertă să transmite concertul folcloric. În afară de aia, teatrul nostru Radu Stanca are toată săptămâna spectacole programate. În data de 8 și 9 are chiar cel renumitul Faust, care din 2007 face ravagii peste tot, se joacă cu casele închise, dar toată săptămâna avem spectacole excepționale. Filarmonia are un spectacol grozav în data de 9 și muzeele se vor deschide din nou în data de 10. 9 și acolo
acolo sunt evenimente și deci muzeul va fi închis, în data de 10 se deschide. Este... Și avem cele, mă scuzați că vă întrerup, sunt cele două evenimente gastronomice, pentru că suntem și regiune gastronomică și vrem să ne prezentăm și sub acest aspect. În data de 8 deja începe evenimentele gastronomice, aici pe strada Turnului, de ziariștii au foarte ușor acces la acel eveniment gastronomic. În mod concret aceste evenimente gastronomice? Deci sunt produse din locale care cu preparate se prepară la fața locului, cu degustări, cu cumpărări, poți să cumperi, sunt producător local. Eu cred că va fi foarte chic și atractiv ce... cum se vor prezenta. Eu încă nu știu și eu voi fi, voi avea o surpriză cum s-au gândit organizatorii. Organizatorii fiind primăria, eu, dar mă las surprinsă și eu. Aș vrea să vă întreb, aceasta este partea, să-i spunem, pentru oamenii de rând, dar pentru șefii de stat și de guvern aveți niște pregătiri speciale și vor petrece timpul scurt totuși pe care îl vor avea în Sibiu? Eu cred că ceea ce prezentă nu e pentru oamenii de rând, pentru că spectacolul cu junii sunt o formație de excepție, da? Și care prezintă dansul folclorice din toate regiunile României. Eu cred că este foarte atractiv pentru un șef de stat. Avem șansa să... Da, deci acum repine cine își dorește să participe. Nu cunosc exact agenda fiecărui președinte sau șef de stat care cum pleacă sau rămâne, dar sunt invitați să participe. Acești lideri vor veni unii înaintea summitului, unii chiar în ziua de joi sau... Deci sunt discuții că unii vin în ziua de joi, dar eu nu vreau să intru în amănunte pentru că sunt alții care știu mai bine când sosesc liderii. Ei ne puteți dezvălui, vor sta în niște locuri speciale, cu specific local? Deci, deci avem hotelul de 5 stele în care vor fi cazați, sau parte dintre ei care și-au cerut să fie cazați. Și mai este o locație unde va sta domnul președinte Tas, dar n-aș dori să vorbesc despre acea locație. Că vorbeam de felul în care Sibiul va profita până la urmă de acest, din punct de vedere economic. O singură întrebare vreau să vă mai pun. Spuneți-ne, vă rog, estimați în bugetul companiilor de aici, al firmelor, o creștere spectaculoasă a veniturilor după acest summit? Cu siguranță va crește. Sibiu va fi mult mai vizibil și atractivitatea orașului va crește. Așa cum a fost după 2007 și constant a crescut numărul turiștilor, în fiecare an a crescut. Ce mă refer? Doar la cifre statistice, nu ce văd eu pe geam aici, deci, că mă uit. Deci, fi bine făcător acest summit pentru toată lumea. Chiar dacă acum sunt niște restricții pentru cei care sunt aici în zona centrală. Mulțumesc foarte mult, doamna primar. Aceasta a fost tema zilei. Mulțumesc, la revedere!